Vă spunem doar că ați văzut în echipa de dans în Ardănești, sunt atâți armeni pe cât sunt francezi în Naționala Franței. Dar nu contează, sunt ai noștri, îi iubim și învață să danseze atât de frumos de la vârste atât de mici. Vă mulțumim pentru ei. Mulțumim. În continuare o să îl rămânim pe cei de comunitatea Elena din Roman. Corul de femei Mean, cântece tradiționale grecești. O să vedeți tinerele grecoaice din comunitatea din Roman. Și avem un mic mesaj de la corul Mean Ros din Roman. Anul acesta ne-a motivat să înflorească în sufletele noastre o dorință fierbinte, aceea de a fi mai aproape de cultura grecii prin cântec. O performanță rară pentru un grup de doamne determinate, se cânte grecește la vârsta înțelepciunii, dar v-am spus că sunt de vârstă foarte mică. Cam cum au fost fetele armenice, este exact opusul. Așa a luat ființă corul Meandros de doamne îndrăgostită de cântecele mării. Care în acorduri de chitară și buzuchii dăruiesc iubire, speranță, bucuria de a trăi și prin cântecele lor îi fac pe oameni fericiți. Corul Meandros, prin repertoriul ales, trebuie să se promoveze tradiție și artă muzicală, invitând oamenii într-un periclu în lumea cântecului de pe tot cuprinsul Greciei. Corul Meandros al comunității elene din Roman s-a impus cu un palmares extrem de bogat, numai 6 luni de la constituire, fiind apreciat la festivalul din Roman în 2023, festivalul Pro-Etnica Sighișoara, festivalul Alfabetul Comiețuirii Ploiești, festivalul Toamnei, organizat de Primăria Municipiului Roman, tot în 2023. Instructorul corului Meandros este doamna Elisabeta Cristea, profesor de limbă neogreacă, de dacă puteți să întrebați pe dânsa crema cuvinte neogreacă, da? Iar acum noi să invităm în scenă pe membrii corului Meandros, și anume doamna Elisabeta Cristea, domnul Dobra Dorin la chitară buzuchi, Brătescu Ana, Cisnop Virginia, Dimitriu Adina, Ivanovic Elena, Pahoncia Veronica, Popa Zenobia și Dimitriu Dragoș. În aplauzele dumneavoastră, în corul de femei Meandros.